Bună seara, stimate telespectatoare și stimați telespectatori. Bine v-am regăsit la emisiunea Fapte și Vorbe. În această seară avem, eu am anunțat o ediție de colecție pentru că în studio avem trei distinși invitați. Este o seară, să zic, cu iz pozitiv, dacă se poate spune așa, pentru că doresc să vorbim despre trecutul, prezentul și viitorul sportului Alba Iulian, nu înainte de a trece succint, de a face două remarci referitor la două evenimente care au loc în această săptămână. La nivel local se împlinesc 100 de ani de la înființarea Liceului Militar Mihai Viteazul, ocazie cu care am înțeles că vineri vor fi ceremonia aniversare la locația respectivă și aș dori să transmitem și noi sănătate și urări de bine celor care sunt pas văză la hotarele țării, iar din nefericire lângă o chestiune aniversară pozitivă și una care ține de hai să zic așa sincopele acestei democrații, se împlinesc 4 ani de zile de când a avut loc tragicul eveniment de la Colectiv. Și mă gândeam că nici nu știu, momente de reculegere, tot felul de, hai să zicem așa, de aspecte care țin de comemorarea acestor tragice clipe care s-au întâmplat în București, dar mă gândeam că aș spune două lucruri. Unu, încă mai există instituții și locații unde dacă la intrare o să vezi că spune, scrie ceva de genul acest societate sau acest edificiu funcționează fără avizisul. Interesantă chestiune, adică dacă intri în respectiva locație, e posibil să ai destinele care le-au avut concetățenii noștri de la Colectiv. Și în continuare, pentru că astăzi a fost o ședință de Consiliu Local, în continuare, în Alba și nu numai în Alba, se construiește pe conducte de gaz, pe sublinii de înaltă tensiune, pentru că nu așa, nu are importanță. Important este bani să ieșe. Am intitulat în această emisiunea din această seară Sportul Alba Iulian, viitor în trecut, pentru că în momentul în care o să vedeți cine sunt invitații noștri, o să vă dați seama care a fost rațiunea pentru care am denumit ediția din această seară de maniera aceasta și încep cu domnul Ilie Cioca. Cred că marea majoritate a concetățenilor, 100% cititorii ziarului Unirea de acum 50 de ani și până în zilele noastre vă cunosc, domnule profesor. Bună seara! 1964. 1964, iacătă, sunt 55 de ani. Da. Bună seara, bine ați venit în studioul Alba Carolina. Bine v-am găsit, vă mulțumesc de invitație. Și noi vă mulțumim că sunteți alături de noi. Ne-a nobilat domnul Ilie Cioca cu medaliile care, am înțeles că astea sunt din ultimul cincinal, că dânsul vine de pe vremea când aveam câte 5 ani și făceam sămădașul la 5 ani. Și pentru că există o echipă de oameni inimoși la Universitatea 1 decembrie din Alba Iulia care doresc să reînvie tradiția sportului cu balonul oval în municipiul Alba Iulia. Sunt alături de noi în studio domnul Ioan Damian. Bună seara, domnule domn Ioan Damian. Bună seara, domnul Barbu. Bună seara, domnul profesor. Bună seara, domnul Marius. Mă bucur că suntem din nou împreună în acest studio. V-am promis acum vreo 2-3 luni de zile când ne ocupam de parcări că o să parcăm și mă bucur și pentru faptul că v-ați ținut de promisiune. Da, ce să-i faci? Mai facem și lucruri rele că de alea bune facem toată ziua. Și domnul profesor Marius Bota, bună seara domnule profesor. Marius Rotar, sunt. Marius Rotar. Ma. Nu sunt profesor, sunt cercetător la Universitatea 1 decembrie 1980. Ce să zic, deja în seara asta am scăpat fără turmă. Domnului Cioca trebuia să-i dau batalul, acum domnului cercetător. Marius Rotar trebuie să-i dau, cred că, toată turma. Berbeci, sigur. Nu? No? Ați vinșit. Și vă gândiți să cercetați și sportul Alba Iulian? Sau asta e pasiune? Nu știu, mă luați așa din prima cu cercetări. Eu vă pot spune și nu e nicio problemă.
primul rând vreau dacă să... Dacă în dreapta mea, mi-a zis, eu v-am făcut profesor, pe dacă sunteți cercetător, înseamnă că cercetați inclusiv pe profesor. Acum hai să vedem cum e cu rugby. În primul rând, noi care suntem la echipa de rugby a Universității din Alba Iulia, țin să vă mulțumim că ne-ați invitat. Pentru noi este o onoare că am venit aici, alături de distinsul nostru coleg de platou. Ca să vă răspund la întrebare, nu sunt un mare specialist în istoria sportului Alba Iulian, dar de-a lungul carierei mele, care deja are peste 20 de ani la universitate, am atins subiecte, cred eu, interesante, de la moarte, la incinerare, la sinucidere, din punct de vedere istoric, vreau să spun, la istoria ateismului, istoria liberei cugetări și mai nou istoria sportului nostru în perioada interbelică. Deci e vorba despre o cercetare serioasă pe domeniile nișă. Deci cam asta, eu cam cu asta mă ocup, pe lângă alte lucruri pe care le mai fac la universitate, legate de diversele poziții și structuri care există acolo. Deci pentru că domnul cercetător, domnul Ciocă, a adus aminte despre nișă, dumneavoastră, din punctul meu de vedere, sunteți o nișă pozitivă în istoria sportului albaiulean, care este sublim, dar în ultima vreme n-aș vrea să spun că lipsește. Când ați pornit să alergați? Că sportul a pornit de mult, că am înțeles că ați început cu fotbalul. Eu de fapt am fost la școala profesională cu gir. În 59 am intrat la școala profesională și în 62 m-a selecționat la echipa de juniori, la fotbal. Dar într-un pariu al antrenorului de fotbal cu cel de la atletism, că cel de la fotbal a spus că are un fotbalist care bate atlete, adică intent. Și așa s-a iubit. Într-o zi de vineri am intrat în schimb, că eram strungat de meserie. Și lucrați și făcea sport, nu? Eu lucram în trei schimburi. La 17 ani, trei schimburi lucram. Nu, am intrat la ora 15 și am ieșit dimineața la 7. Și a venit antrenorul de la atletism, eu când am ieșit din șut, mâncam un pic. Și a venit să mă duc cu echipa regiunii Hunedoara, era atunci, în 64, știți, era martie. Să mă duc, mai avea nevoie de un om în rezervă. Echipa era din 6 și mai avea un... Eu zic, nu mă duc, numai dacă aprobă antrenorul de la fotbal. Și am aprobat și m-am dus la Călimărești. Și așa, finala pe țară, 150 de concurenți, pe o distanță de 10 metri, îngust, eu nu știam cine. Iar antrenorul de atletism mi-a spus, era domnul Ciuci, Dumnezeu să odihnească, a murit la 49 de ani și el. Arată cel mai bun de aici, eram junior, știi? Și mi arată pe unul căpranul de la Cluj. Mic, zic, pe ăsta albat oricum. E o glumă, știți? În fine, s-o dat startul și uite așa, pac, am intrat, făceam tur de 1000 de metri. Pe primul tur eram pe locul 20, al doilea tur eram pe 7. Al treilea tur am luat conducerea. Eu am întrebat, scuzați că sunt, zicea, bă, țigane, de unde ești? Mă făcea țigane. Eu nimic, dai. Dar pe ultimii metri m-au bătut, deci am intrat pe 4 și am intrat în lotul național. Și de acolo a început. A început epopeea atletism. Adică să ajungă, mă gândeam la un moment dat când povesteați, cred că dumneavoastră ați pățit în felul următor. Probabil a jucat extremă și pe vremuri cum terenul... Extremă dreaptă. Extremă dreaptă. Mă gândeam că la viteza noastră la fi... Avea, fugeam 11-3%. Îmi dau seama și pe vremuri cum nu prea erau terenurile de fotbal, nu prea erau cu gard, dumneavoastră nu v-ați oprit la linia de margine dumneavoastră, i-ați dat drumul înainte până la marș. Eu mergeam la, de exemplu, la schimbul 1. Da. Până la 11 aveam aprobare de la șeful să merg de la 11 la antrenament. Și așa mergeam. Lucram în acord. Știți? Cât munceam, atât luam. Și așa făceam. Deci, domnul Damian, am priceput cum a ajuns domnul Ciocă la să alerge pe pistă. Dumneavoastră, cum v-ați încurcat mâinile în balonul ăsta, în ouă ăsta de prepeliță de Geoffrey? Că vă că ne-ați adus... Le mulțumim. Nu e de prepeliță, dacă vreți să-l asimilăm cu ceva, acest castravete, cum uneori se mai numește. Domnul Barbu, dacă tot m-ați provocat să vorbesc despre rugby și de asta am venit aici să vorbesc despre rugby, cu drag am primit pasta de la dumneavoastră, ca să fim în termen rugbyștici. Dar fără să faceți un înainte. Nu, pentru că a face un înainte e grav la rugby.
Da. În viață e bine să mergi înainte și cu fruntea sus, dar la rugby, la rugby a face un înainte sau un anavan în franceză. Anavant. Anavant, mă rog, este o infracțiune care se sancționează de arbitru cu o grămadă și, mă rog, de aici decur mai multe chestii. Revenind la rugby, îmi face o deosebită plăcere să vorbesc despre rugby și dacă domnul profesor a început când lucra la Cugir, eu am început rugby elev fiind, aici în Alba Iulia. Lucru care se întâmpla în 1974. Elev fiind atunci la Liceul Industrial de Construcții, ulterior Liceul numărul 3, acum colegiul, nici domn nu mai știu. Nu, domnul Șa. În sfârșit, am un lapsus. Dorin Pavel, așa. Aveam directorul liceului, un fost rugbist, din păcate nu mai este, inginerul Petreanu Panfil. Era directorul liceului și preda și materie de construcții. Dânsul fiind un fost rugbist, în timp ce ne preda la ore o lecție de construcții, brusc s-a oprit din scris pe tablă. Și prima întrebare care îmi pus a fost: cine dintre voi a făcut sport? Eram singurul care făcusem și handbal, și haltere, și ceva fotbal. Și am zis eu, începând de mâine, te prezinți la cancelare cu alții colegi, facem echipă de rugby. Habar n-aveam ce înseamnă rugby, habar n-aveam ce vrea să facă domnul director, habar n-aveam, eram toți aerian complet. Și totul a început într-o sală de clasă, să știți. Deci rugby-ul Alba Iulian în 1974 a început într-o sală de clasă, unde am tras la o parte băncile și am legat prima grămadă în viața noastră. Acum am legat grămadă, dar ne trebuia și obiectul muncii, adică mingea. De unde că eu cred că la nivel național nu erau 100 de minci. Probabil. Și atunci trebuia să căutăm un obiect care avea o suprafață mai neregulată, să nu fie rotund. Și ce am găsit? Un burete de șters tabla. Deci am legat grămada în incinta clasei, bine, au fost elevi și din alte clase, ne-am strâns mai mulți, așa, și am legat grămada în incinta clasei și am introdus mingea în ghilimele, buretele în grămadă. Și de aici s-a născut istoria rugby-ului în Alba Iulia, într-o sală de clasă, în anul 1974. Bine, eu am aici o schiță, câteva idei, dacă permiteți, în două, trei fraze să aduc, deci, după care istoria modernă, dacă vreți, a rugby-ului Alba Iulian, o să dezvolt în a doua parte, mă rog. După ce această echipă, mă rog, a fost... Această grămadă. După ce această echipă de rugby a fost cât de cât închegată cu alții așa, pe terenul stadionului Mecanica, toată lumea știe unde e acum mall-ul nostru scump și drag, acolo a fost terenul Mecanica. Chiar e scump și drag? Mi-am permis, da, fără a face un lobby. Da, am înțeles, mă rog. Da. Acolo ne-am întâlnit și am început antrenamentele, au venit și alții băieți, pentru că se aude, știți? Care au mai jucat, că dacă nu veneau și alții băieți din alte localități, mă refer cu Gir, mă refer din Moldova, mă refer de la Cluj, de la Târgu Mureș, din multe părți ale țării au venit foști jucători care au vrut și au simțit că la Alba Iulia se poate încropi această echipă de rugby. Trecând peste pregătiri și așa, ne-am înscris în campionatul diviziei B în 1975. Repede, într-un an. Da, după un an de zile, pentru că toți care eram acolo și prin ceea ce făceam noi toți, se pare că am făcut bine. Și am îndeplinit condițiile de a ne înscrie în campionatul național din divizia B în 1975. Tot în acel an, în 1975, a fost prima noastră izbândă la nivel de echipă, la nivel de club, care atunci se numea Constructorul Alba Iulia. Echipa era
sub tutela și era finanțată de fosta întreprindere mare de construcții montaj IJCM, la care director era regretatul domn inginer Bolog, Ion Bolog, un om deosebit, da, care ulterior a sprijinit foarte multe discipline sportive. Mă refer la rugby, mă refer la tenis de câmp, tir, judo, box, deci foarte multe discipline sportive. Ei, atunci se putea. Că aici am vrut să ajung. Atunci se putea. Dar acum de ce nu se poate? Și stadionul. Nu știu dacă pot să vă răspund la această întrebare. Serios? Încerc să vă răspund, dar poate nu interesant. Nu știu dacă reușesc sau nu reușesc. Eu v-am spus, cred că din trecut putem să naștem viitorul, că prezentul... Tocmai de-aia eu îmi permit să vorbesc despre rugby din trecut. Nici nu cred că putem... Pentru că din rugby actual și de viitor, fiind la început, a doua oară suntem la început de drum cu această echipă. De fapt, a treia oară, că a mai fost o tentativă acum câțiva ani, dar propriu-zis acum, e a doua tentativă de a forma, știu eu, un club, o asociație, nici nu știu cum să numesc. Adică de a forma din nou o echipă de rugby, ca să fiu mai direct. Nucleul care să... Așa. Deci așa, din constructorul, mă rog, echipa a devenit Transloc, care am aparținut de întreprindere de transport local, de aici, transport local. JTL-ul de pe vremea. JTL-ul, când trăia domnul director Traian Munteanu, un om și dânsul deosebit, care a pus sufletul și a pus umărul la menținerea acestei echipe în divizia B. Ce pot să vă mai spun, că de-a lungul anilor, eu vă vorbesc pentru că știu, că acolo am fost din 74 până în ziua de astăzi, sunt aici la această echipă. Foarte mulți jucători s-au perindat pe la echipă. Sute de jucători. Ai mai jucători, mai mulți sau mai puțini, știu eu, știutori de rugby. Dar sute de tineri s-au perindat pe la această echipă până s-a stabilizat exact și complet această echipă, cu jucătorii cu care am continuat în divizia B. Am avut plăcerea ca în 1989, după un parcurs excepțional al acestei echipe, unde au fost niște jucători deosebiți la această echipă, sufletiști, care lucrau, să știți, deci lucrau până de la ora 2, la ora 3, după care veneau la antrenament. Deci, datorită faptului că la această echipă au rămas, prin sedimentare, prin liniștire, prin așa, au rămas cei care vreau să facă ceva. Repet, am avut deosebită plăcere ca în 1989, după ultimul meci care a avut loc în iunie 1989, să accedem într-o ligă superioară, în divizia A, propriu zis, a doua serie valorică. Divizia A era foarte stufoasă, primele 7-8 echipe era Steaua, Dinamo, Grivița, Baia Faru, Mare, Baia Mare, Timișoara, după care venea locul 9, știu eu, cele mai slăbuțele puțin, din punct de vedere tactic și calitativ. Ăsta e adevărul. Din păcate, revoluția. Nu, din fericire, din prima fericire, din prima dată din fericire a venit revoluția și imediat, datorită faptului că sindicatele care au venit atunci la conducere în țara noastră nu și-au mai dorit niciun fel de sport. Erau foarte, mă rog, mândri de ceea ce s-a întâmplat și foarte hotărâți să se muncească. Nicio problemă, foarte bine. Dar a zis fără sport. Și mă refer și în speță fără rugby la JTL-ul. Fără, nu mai avem rugby. Și atunci am căzut din nou în divizia B. Din cei care au fost inițial la această echipă, s-au retras. Au mai crescut în vârstă și am rămas doar o mână, de-abia am început să încropim o echipă de 15 ca să mai ducem încă un campionat în divizia B. Adică, ce vreau să vă spun? Am intrat în rugby cu fruntea sus, că și asta e o caracteristică a rugby-ului. E foarte important pe ce ușă ieși din rugby și e bine să ieși pe cea pe care intri, pe cea din față. Deci am ținut neapărat vechii rugby și cei care am rămas, am ținut neapărat să ieșim cu fruntea sus, adică pe ușa din față, din rugby. Și din păcate, aici în 1990 s-a încheiat, după atâția ani de zile, s-a încheiat această etapă, frumoasă etapă, deosebit. Poate nu știți, dar mai spun două fraze și pe urmă mă opresc.
Această echipă de rugby a avut un impact fantastic la nivel de municipiu și nu numai de municipiu, că veneau și din Cugir și din Sebeș, veneau și de la Aiud. Oameni efectiv să vadă un meci de rugby. A avut un impact deosebit asupra, în speță, orașului Alba Iulia. Nici nu știți câți spectatori aveam la meciul și ce atmosferă era. Era deosebit. Și tot ceea ce făceam, făceam doar din plăcere, din pură plăcere. Și din dorința de a face ceva. Pentru că de la început mi s-a spus, dacă joci rugby, o să te dezvolți din punct de vedere fizic, mental, relația cu oamenii, relația cu familia. Iată o poză, dacă putem să o vedem aici. Da. O echipă, noi suntem cei în două culori, din picioare, mă rog, la un meci de rugby se vede foarte bine buna înțelegere între echipe. Deci după meci ne-am pozat, ne-am felicitat. Deci această relație între echipe, indiferent că pe teren te mai, știu eu, te mai lovești, iată, aceasta e echipa noastră. Aceasta a fost prima, cea mai bună echipă de rugby din Alba Iulia, după care a urmat cea din 89, când a acces în divizia A. Deci asta a fost una dintre cele mai bune echipe. Astea sunt poze făcute pe stadionul Mecanica, da? Da, și eu, subsemnatul, poate da. Nu trebuia să apar în poză, dar așa. Deci asta a fost cea mai bună echipa noastră, cel mai bun lot, aș vrea să spun, după care a venit cea mai... Aici suntem într-un turneu în Polonia, am făcut și noi un turneu în Polonia cu echipa, am fost invitați în Polonia, în orașul Oci. Aici pe Mecanica, uitați cum arăta Mecanica, când făceam antrenament. Uitați cum arăta Mecanica și noroi și zăpadă. Zăpadă, vedeți pe jos. Noi făceam antrenamente pe zăpadă și pe noroi. Deci, mă repet, revin doar la ultima frază, că îmi place să o spun, echipa de rugby a avut un impact deosebit de important în Alba Iulia. Mergeam pe stradă, acum fără lipsă de modestie, dar adevărul ăsta este, mergeam pe stradă și efectiv ne opreau oamenii. Bravo băieți, când mai aveți meci, cum e treaba. Deci a fost ceva deosebit. Acum eu trebuie să vă mai mărturisesc un mic aspect. Avea un impact deosebit și asupra calității transportului local, pentru că mi-aduc aminte că la momentul respectiv parte din componenții echipei de rugby erau controlori. O mică parte, vă rog. Erau câțiva. O mică parte. Mi-aduc aminte când apărea controlul de la IJTL în autobuz și intra pe ușa din fața autobuzului și din spate doi tineri care trebuiau să stea puțin aplecați, erau mai înalți decât gabaritul interior. Aici suntem la 23 august. Uitați, la 23 august în fața fostei primării. Da, eu sunt în față cu barbă. Duceam... pancarda. V-ați permis să purtați barbă pe vremea aia? Cu chiu, cu vaie, să știți că am avut emoții. De mine, deci am fost la demonstrație de 23 august, rugbyști. Eu duceam pancarda unde scria Transloc Alba Iulia. Și am făcut o demonstrație de rugby în fața primăriei, pe asfalt, pe beton. Ne-am trântit pe jos. Ne-am ținut cont că e asfalt, că e, mă rog. Deci ne-am trântit pe jos. A fost o demonstrație extraordinară de rugby în fața a mii de oameni. Pe tipul lui Ceaușescu. Pe timpul lui Ceaușescu se făcea educație fizică și sport. Și sport. Se apropo de rugby, și domnul... competiții sportive. Și categoric. Deci nu erau lucrurile Daciada. Daciada nu era o competiție... Acolo e și campionul, mai ales la atletism. Acolo e și categoric. Nu numai. Și cupa cutezătorii la fotbal. Da. Uite, da, lucruri... Domnul cercetător, sunt convins că dumneavoastră trebuie să fi studiat istoria rugby-ului, sunt convins. Mi-aduc aminte, apropo de... Eu când eram copil îmi plăcea să mă uit la rugby, mă uitam. Și pe vremuri se mai dădeau meciuri din turneul celor 5 națiuni, că pe vremuri erau numai 5 națiuni. Și ce m-a impresionat întotdeauna, că ultima echipă primea lingura de lemn. Era așa o chestie ultima extra... echipă clasificată. Clasificată, da. Iar primul loc nu primea nimic, practic. Era o chestie... campionă. Da, era campionă. 5 națiuni. Dar îmi aduc aminte, nu mai rețin, un jucător celebru, una din echipele britanice, zicea următorul lucru, că rugby este un sport de mahala jucat de aristocrați. M-a marcat această afirmație. Nu e chiar așa cum a spus dumneavoastră.
Nu e așa afirmația. Cuvintele sunt altele. Concluzia este aceeași. Da, cum sunt cuvintele? Deci este un joc de barbari jucat de gentleman. Ceva asemănător. Am înțeles. Dar ne cadrăm în aceeași chestie. Acum i-am schimbat puțin costumația. Eu vă pot vorbi despre istoria sportului și istoria rugby-ului. Să spun că se zice că aceste cuvinte îi aparțin lui Winston Churchill. Asta ar fi despre sport de golan jucat de gentleman. De la această definiție dată cu mulți ani, lucrurile au evoluat. Inclusiv rugby ca și sport e unul profesionist în anumite zone ale lumii unde există o cultură rugbistică și în același timp națiuni foarte dezvoltate și cele mai puternice la rugby. Acum, cât privește istoria rugby-ului românesc, acum trebuie să vă spun o chestie foarte simplă, poate o știți. Nu contează anii 80, atâta de mult, deși atunci a fost explozia rugby-ului anii 70-80. Prima medalie olimpică la noi a fost adusă echipa de rugby. Jocurile olimpice la Paris în 1924. Dar știți care e paradoxul? La acea competiție au participat 3 echipe. Deci echipa România a luat locul medalia de bronz pentru că au fost 3 echipe. În epocă, să știți că nicăieri nu scrie în ziarele vremii cum că România a luat medalia de bronz. Asta s-a acordat ulterior. Dar asta nu scade cu nimic din meritul acelor oameni care și-au respectat o promisiune luată de față de organizatorii Jocurilor Olimpice în 1924 de a participa. Grigore Caracostea, care a fost președintele mulți ani Federației Române de Rugby, chiar a explicat. Noi ne-am luat un angajament și ne-am dus acolo. 3 zile pe tren la clasa a doua și au ajuns și au jucat și indiferent de faptul că au pierdut chiar la scoruri mari, până la urmă, cum a spus și domnul Damianu, asta contează. E important în rugby spiritul de solidaritate și în același timp dorința de autodepășire. Și cred că pe considerente ăsta și eu împreună cu un grup de colegi de la Universitate și la Muzeul Național Unirii, împreună cu câțiva vechi rubiși, nu spun toți rubiși, că nu mai, nu există, termenul nu-i potrivit, rubiși mai vechi, cum e domnul Damian, a luat această inițiativă. Rubiși mai înțelept. A luat această inițiativă de a încerca să repornim rugby-ul în Alba Iulia la Universitate. Cam asta îi în mare. Ce să vă spun? Deja avem în spate ca echipă 6 luni. Ceea ce nu-i mult, dar în același timp nu-i nici puțin, pentru că tot ceea ce s-a întâmplat la această echipă de rugby se datorează în special nouă, ajutor primind foarte puțin și de la oameni care nu prea au legătură cu Alba Iulia. Ori, pe viitor, vă dați seama, și încercăm pe cât putem să o facem să existe această echipă. Noi avem copii la echipă, avem juniori, avem seniori și se poate discuta foarte mult de această chestiune. Am jucat, deja avem o istorie de câteva meciuri, facem sâmbătă un turneu. Da, am înțeles, asta e și motivul pentru care am organizat în această seară. O să vorbim, dacă cu voia dumneavoastră știți despre acest turneu. Domnule, nu vreau să vă cezurez. Eu vreau să vă spun un singur lucru. Este foarte greu după aproape 10 ani de când colegul meu, Maricel Paramariu, s-a mutat între timp la Universitatea din Cluj, a pornit rugby la universitate. Este foarte greu după un deceniu în care practic nu mai a existat rugby la nivel de oraș să reîncepi. Am pățit și am mai spus de câteva ori să merg cu balon de rugby sub braț și să întâlnesc copii de 10-12 ani să-i întreb, domnule, la ce sport și să nu știe. Deci e un efort absolut, mi se pare, eroic pe care atât domnul Damian, cât și jucătorii de la primul junior până la ultimul senior și cei care mai sunt implicați în această echipă, îl facem de a menține această echipă în viață, în condițiile în care n-am reușit încă să ne înscriem în Divizia B și sperăm anul viitor să avem fonduri să o putem face. Divizia B mai nou a devenit Divizia Națională de Seniori, DNS. Da. Iar Liga. Cealaltă este Liga. Să înțeleagă lumea mult mai bine, în România actualmente există 7 echipe în Superliga care sunt profesioniste, care au inclusiv jucători din emisfera sudică, și 8 echipe în Divizia Națională de Senior. Mai există under 19, 18 puțin juniori. Deci noi vorbim de un număr de 15 echipe în condițiile în care România în al doilea război mondial, în competițiile oficiale de rugby, în al doilea război mondial, erau în jur de 21 de echipe. Deci cam ăsta e nivelul rugby-ului în România. Nu, e nivelul sportului în România. Eu vă spun, vorbesc despre rugby. Lumea, în general, are foarte mari pretenții de la rugby în virtutea în care, până anul acesta, echipa națională a participat la toate campionatele mondiale. Dar să știți că, din foarte multe puncte de vedere, rugby-ul în România există prin această echipă națională.
Da, am înțeles, pentru că e mesajul care... E mesaj, dar vă dați seama, la nivel de orașe, cum e Alba Iulia, în Transilvania, ca să vă dau un exemplu, există o singură echipă, în afară de Ucluj, vorbesc la Rubin 15, nu Rubin 7, care ființează. Este Slobozia Ispeștiința Petroșani. Sibiu, anul acesta, nu s-a mai înscris în divizia națională. Și mai este Baia Mare. Baia Mare, da, nu-i Transilvania, nu-i Transilvania istorică. Ah, acolo e Maramureșul. Cum să vă lăsați-mă spun? Să mut firul pe Isaac. Eu cred, dar cam asta e situația. Da, am înțeles, am înțeles. Deci, domnul Cioca, și dumneavoastră veniți din vremurile alea în care sportul se făcea din pasiune. Numai din pasiune. Nu mi-a dat nimeni o ciocolată. Nu vă dat nimeni? Și campion balcanic. După lună de zile și campion național la 3000 de metri, la junior, ultimul an la junior. Și următorul an și campion balcanic. Și nu vă dădea nimeni nicio ciocolată. Ce? Nici trenii n-avea. M-am dus la... A intrat în lot, avea niște pantofi cu cuie care jurma ta talpa era desfăcută și numai așa pleșcă ea. Că... Deci cântați și la... Ce era aia? Ca țurcă. E ca la țurcă, da, vățea la limba la... Nimeni. Și ăsta, deci în... Când am la Blaj. Cred că dumneavoastră sunteți acolo. Aici e după un an de atletism. Campion balcanic, singura victorie românească în cartierul Pajura la București. Aici e cea mai tare echipă a României la crosul balcanic cu Hato Mustafa, Dumnezeu să o deu, că a murit toți, numai Petre Lupan și eu am mai rămas pe acolo. Aveam Mustafa. Da, 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 vă, sunteți acolo penultimul. Chiar pe malul Bosforului. Da. În Turcia. Da, în Turcia. Aici anul trecut la în Slovenia. Datorie tăi domnului Trif, am făcut primărie, au zis că mă sponsorizează și pe urmă uitat să mă sponsorizează. Cine? Dar până la urmă... Am înțeles că i-ați dat tricoul, l-ați dat la domnul primar și a concurat și a ajuns cu el la aici, Bruxelles, anul acesta, acum, când am luat 3 medalii de aur, astea sunt, la 5.000, după 2 ore am fugit 800, acolo am... tactic am greșit-o, în loc să duc cursa, am stat, m-am plăcut și m-am bătut pe ultimii metri. Și a doua zi am bătut la 1500, am luat cursa pe compropriu și nu. Dacă plec, iau pe compropriu, nu, dar depinde unul, trenă, față, nu știu. La ce categorie, domn profesor? La plus 70. Plus 70. Dacă Dumnezeu, nu prea arătați. Dacă Dumnezeu mi ajută, trec la plus 75. Peste vă ținem pumnii. Adică din 5 în 5 ani, după 60 din 5 în 5 ani? Nu, nu, după nu? 3, de la 35 începe categoria. La nivel mondial. Și am înțeles. 35, 40, 45. Până... Am înțeles. Eu am acum, cu anul ăsta, am 230 de titluri de campion național. Și o la galerie, toate categorii, ceva toate undeva, nu le, o școală. Nu s-a gândit nimeni să vi le, să faceți undeva, da, așa, într-un o panoplie. Într-un an... s-a făcut expoziție la Muzeul Unirii, știți? Și totodată s-a mai, tot așa, propaganda cu sportul aici, la Casa de Cultură și am adus eu vreo 100 de medalii. Acum am dat la Bihor 100 de medalii. La Oradea? Da, că vrea să pui la Muzeul Crișului sau nu știu cum. Da, da, probabil că pentru Institutul de Educație Fizică nu, și Sport, nu? Nu, nu, eu în 74 am fost cel mai bun sportiv a Bihorului. Cu un 2 era, care era fotbalist, era făcut cu 2. Era student atunci la IEFS? Da, 74 până în 77. Uh-huh. Am făcut colegi cu George Copos. Îi dădea câte ciorbă să batist. Da, mă rog, a fost cel mai frumos an din viața mea. În orice caz, am fost la Cugir, asociația zero bani, zero nimic. Am fost la Dinamo. Îmi pare rău că am plecat la Dinamo, că dacă rămâneam la Dinamo... Rămâneți cu grade. Altfel eram. Așa m-a făcut profesor de sport. Am dezertat și când am venit, m-a băgat la rest. Asta e. Făceam pantofi la colonii. Asta ați fost la Dinamo în armată? Sau nu, înainte la club? Dinamo din la 66 club? Până în 73. Am înțeles. Da, da. Nu că se mai întâmpla sportivii la armată, îi ducea sau la Steaua sau la Dinamo. Da, și da, pe rămâneau... mine, știi ce am făcut? Am avut niște ani, nu vreau să blamez, dar nu m-a ajutat cu nimic. Am făcut 3 luni perioada pe granițe, la Grăniceri, la Timișoara, cum a fost la Zimbulia. Iarna, stăteam acolo 4 ore, zăpada până la genunchi. Vor pregăti pentru marșuri. Vor pregăti. Și după 3 luni, în armată perioada era cea mai grea, m-a luat Dinamo. Era cu Dolănescu, cu Dumitru Dragomir,
la, era un batalion sportiv pe toamne. Mâncam câte o ciorbă și mergeam și fugeam 30-40 de kilometri. Asta a fost. Da, sporturile pe vremea defilărilor de 23 august, domnul Damian. E adevărat, mi-aduc aminte cu plăcere și de niște evenimente cu mai puțină plăcere. Dar vreau să-mi permite să mai adaug ceva față de ce spunea domnul Rotar, apropo de anii 44-45, când România avea un număr mult mai mare de echipe de rugby. Eu aș vrea să vin puțin mai aproape și să vă spun, sper să nu greșesc, sunt pe aproape oricum, că în anii 75-80-85, divizia B în România avea 4 serii. Cerea, Ardeal, Moldova, Muntenia... Pe regiuni. Pe regiuni, da, pe regiuni, așa. Deci avea 4 serii de divizia B, rețineți vă rog, și fiecare serie avea 12-14 echipe. Deci nu mergem până în anii, știu eu, după război, mă rog, am venit puțin mai aproape de noi, anii mai aproape de noi. Ei, acum, cum spunea domnia sa, în Superligă sunt 7 sau 8 echipe. Vă dați seama. Și 7, 8, 9 în DNS. 8. Ce se întâmplă? De ce am ajuns noi până aici cu rugby ăsta? La nivel național, regional, cum vreți să o numiți? Local? Local. Ce am observat eu de-a lungul carierei mele că, și mai mult în ultimul sau ultimii ani. Există o reticență fantastică din partea părinților în primul rând și din partea tinerilor. O reticență față de acest sport minunat care este rugby. O reticență a părinților de a-și lăsa copiii să facă acest pas spre acest sport minunat, care, cu toate că este un sport de echipă, dar te dezvoltă personal fantastic. Personal. Toți părinții își doresc copiii acum să-i dea la sporturile astea boeme, sper că bine zic, tenis, știu eu, mă rog. Și la fotbal. Eu folosi un alt termen, dar nu vreau să... Mă rog, vă spun. Să ne oprim aici. Deci, toți vor fotbal, toți. Să vă spun și de ce, pentru că am vorbit cu niște copilași, am reușit să trag puțin de limbă în ghile mele, așa, și-o zis, domnul, nu vă supărați, eu vreau să câștig un ban din acest sport. Deci, în primul rând, a face un pas spre un sport, se pare că mai nou un părinte și un tânăr pune mai întâi ce câștig eu dacă mă duc și fac acest motivația. Sport? Motivația. Domnule, motivația. Rubiu, să știți că rugby nu face această chestie. Prin rugby n-ai să câștigi bani și n-ai să devii milionar. Doar dacă printr-o minune cumperi o echipă și investești și formezi jucători și îi vinzi și știu eu cum se obișnuiește la fotbal, că fotbalul, de fapt, nu mai e un sport, e o industrie. Afacere. O afacere fantastică. Acum trebuie să fim, cum să spun eu, să fim imparțial. Marea majoritate a sporturilor sunt industrie. Sunt foarte puține sporturi de care... De ce s-a ajuns aici? Nu știu. Nu pot să vă spun. Din cauza banilor. Dragostea de bani este pricina tuturor. Domnul Rotar Marius este aici lângă mine, mi-a povestit. A, nu. Am văzut pe o rețea de socializare că dânsul a postat. Îl citesc pe dânsul. Un părinte și-a adus copilul la rugby, la noi. Dar nu mi-a spus că cine e, o să-l întreb mai târziu. Nu vă spun. Nu spuneți. E regulă. Și-a zis, domnul Rotaru Marius, câți bani trebuie să vă plătim ca să formați acest copil la rugby? Să-l formați? Păi niciun ban. Păi adică cum? Nu trebuie să plătim nimic? Nu, doamnă. Acest sport se face benevol și se face gratuit. Cine vrea să vină la rugby și cine vrea să facă acest sport, nu, cel puțin deocamdată, nu știu, poate într-un viitor mult mai îndepărtat, nu va trebui să plătească niciun ban. Deci fac un apel din nou, cum am făcut și acum în urmă cu o lună și ceva, tot aici la acest studio la noastră. Fac un apel călduros și prietenesc și cum vreți să-l numiți, spre părinți, spre tutori, spre tineri, spre elevi, veniți, fraților, domnilor, veniți la rugby, veniți și
formați-vă ca și oameni, ca și sportivi. Eu aș face, niciodată, aș spune virgulă, formați-vă ca și bărbați. Ca și bărbați. Așa, niciodată, să luăm pe nu putem vorbi doar așa, pentru că acum avem și ruibiu de fete. Acum haideți să rezolvăm problema cu ruibiu de bărbați și apoi vedem și cu fetele. Veniți, domnule, și formați-vă ca oameni și ca bărbați și ca sportivi. Nimeni, dintre câți cunosc eu, din câte am auzit, am citit, am studiat, nimeni n-a fost dezamăgit sau a avut vreo dezamăgire în viață sau un eșec fantastic pentru faptul că a jucat ruibii. Domnul Damian, domnul Damian, și la propriu și la figurat, dacă stau bine să mă gândesc, ruibiu este un sport la care trebuie să pui umărul, domnul meu. Atât și capul. Păi acum, dacă ai pus umăr fără cap, dacă nu există. Dacă nu gândești și nu pui suflet, nu pui capul, nu pui sufletul și nu pui umărul. Eu vorbesc la propriu. Da, da. Ruibiu este un sport unde trebuie să pui umărul. Domnul meu, umerii nu prea să mai folosesc în ziua de astăzi. Sau, ce să zic, ei sunt folosiți tot mai mult sau îndemnul este și pentru tânăra generație. Să, eu știu, să poată fi suport pentru haine cât mai trendy, cât mai elegante, cât mai... Nu mai e să dorește. Dacă continuăm așa cum spuneți dumneavoastră, ce vom face? Cu ce vom face? Cum ajunge? Uite, ne spune unde domnul, ajunge? Uite, ne spune domnul cercetător că trag cu urechea și văd că are pe masă două volume, două cărți. Nu, că mie mi-a plăcut, mi-aduc aminte... Că pe vremuri, cel puțin în orarul la școala generală și la liceu, ora se numea educație fizică și sport. Sport. Și sport. Pentru că la baza sportului ce trebuie să stea? Educație fizică. Nu poți să faci sport fără educație fizică. Dar se pare că am descoperit și minunea asta. Se face sport fără educație fizică. Da, nici educație fizică nu se mai prea face. Păi, tocmai asta vreau să vă spun. Asta e grav. Nu? Deci, domnul Damian invoca o chestiune și nu o denumea. Vreau să vă spun că în perioada interbelică, colegul Bogdan Popa, e autorul unei teze doctorat despre educație fizică, sport și societate în perioada interbelică, istoric, doctorat în istorie vreau să spun, s-a făcut o distincție între sporturile majore și sporturile minore. Sporturile majore reprezentate e fotbal și box și celelalte care... existau. Asta pentru societatea românească, pentru societatea românească. Inclusiv rugby, din punctul ăsta de vedere, intra în categoria sporturilor minore. Ei, într-un oraș, într-o țară cum e România, în care, după cum m-am spus, situația rugby-ului este care este, din păcate rugby e considerat un sport minor. Care e această împărțire între sport minor și major este una tâmpită, scuzați-mi expresia. De acord cu dumneavoastră. Nu se poate, ca un, da, al treilea eveniment ca audiență în televiziuni este campionatul mondial de rugby, după campionatul mondial de fotbal și după jocurile olimpice. Deci a venit cu un discurs de genul ăsta, inclusiv la nivelul orașului Alba Iulia sau inclusiv la nivelul unei țări cum e România, că rugby este un sport minor, nu se verifică. Vreau să văd pe cei care acuză această chestiune, spun de acest lucru în Australia sau în Noua Zeelandă sau în Anglia sau în țări în care există o sau cultură în Africa de Sud sau în... Chiar și în Argentina. Domnul Damian menționa aici un exemplu interesant cu, pe care eu l-am postat pe Facebook. Vreau să vă spun că noi am reușit să formăm atât o echipă de juniori, cât și o echipă de seniori. Unii când au auzit că au făcut echipă de seniori, cum să vă zic, reacția bine și cine joacă în această echipă. Vreau să vă spun că echipa de seniori nu e echipă de old boys, e echipă cu ruibiști. Avem de pildă ruibiști care au fost la loturile naționale, cum este Enec, prietenul nostru care vine de la Brașov. Îl avem pe Andrei Borz, care a fost și un jucător talentat. Și este talentat în continuare. Mai este Ștefan Andrei, mai este Cristian Călin Curta de jucători, Antonio Simion, nu mai e număr pe toți acum, că mare public nu cunoaște. Ori nu 15, deci, nu sunt 15, că suntem vreo... Deci cu toți în acest fenomen a echipei de rugby în Alba Iulia, suntem în jur de peste 40 de oameni implicați. Reprezentând juniori, domnic, noi suntem care suntem, hai să zicem, la conducere, dar nu e o conducere. Eu, de pildă, niciodată nu m-am numit manager. Eu sunt coordonator care încearcă să pună bazele acestei secții de rugby în cadrul Clubului Sportiv Universitatea din Alba Iulia. Domnul Damian se ocupă de junior și noi la seniori nu avem antrenor, pentru că nu suntem încă la nivelul de a avea un antrenor. Ei, în tot acest fenomen numit CSO Rugby Alba Iulia, suntem peste 40 de oameni. Și reușim să ne menținem pe linia de plutire. Ce vreau să spun prin asta?
echipa de rugby în Albelea, din păcate, situația se vede și în alte sporturi, sunt convins că și domnul... O să vorbim puțin și cu domnul. O să vă spună. Multe sporturi în România trăiesc din pasiune. Oriceea ce se întâmplă cu echipa de rugby în Alba Iulia este o chestiune pur și simplu care ține de pasiune și de voluntariat. Asta vreau să vă spun. Acum... Ce să vă spun? N-are rost să comparăm și să aducem în discuție alte sporturi. Domnul Damian invoca tenisul. Se poate invoca fotbalul, pentru că n-are nicio n-are rost să ne ascundem de această comparație. Probabil nu-i locul. Ideea care e fundamentală în această discuție care se poartă aici vis-a-vis de echipa de rugby, este că există o echipă de rugby, că există intenția de a se înscrie în divizia B, iar juniorii la nivelul competițiilor care zonale și până la urmă, acum cum să vă spun, cu dârzenia specifică rugbiștilor, noi credem că o să reușim, pentru că credem că acest sport are un viitor inclusiv în Alba Iulia. Să dea Dumnezeu să fie așa cum spuneți. Da. Cred că e foarte important să plecați cu adică să vă implicați cât mai mult în fenomenul copii. Pentru că dacă există pepiniere, atunci lucrurile sunt rezolvate. Că de regulă echipele care se bazează numai pe, indiferent de orice sport, avem atâtea experiențe cu echipe care, sau echipe, indiferent de disciplină, făcute cu sportivi aduși de peste mări și țări, care la un moment dat, dacă n-au avut pepiniera locală, s-au uscat. Domnule profesor Ilie Cioca, zilele trecute am înțeles că exista riscul, se pare că astăzi s-a rezolvat, în acest an Crossul Unirii să nu se mai organizeze la Alba Iulia. Ce ați putea să ne spuneți despre... Ce să spun? Am întrebat și eu pe cei de la Direcția Sport, a spus că nu au bani și nu se mai ține. Deși de 50 de ani nu ții Crossul Unirii, care... E o competiție? Emblemă, am alergat de nu știu câți ani, de 50 de ani am alergat la Crossul Unirii. Dar datorită lui domnul consilier Trif, o interveni pe la primărie, acum s-ar putea să... Ce înseamnă? Bun, acum întrebarea mea este următoarea, că eu nu le-am cu această direcție de sport sau cum e, ce e? Direcția de tinere și sport. Da, păi, direcția de tinere și sport, care este în subordinea, bănuiesc, Ministerului Sportului, da, nu? Da, Ministerul Tineretului și Sportului. Așa, care mai este, nu mai este, că nici eu, că acum le tot învârtele nebunește pe toate. Domnul Bana, eu am fost acum două săptămâni la Luduș. La Luduș s-a făcut trofeul Ela Kovac, a fost mare alergătoare de 800. Da, da. Deci, vă dați seama ce imun are femeia aia acolo, domnule, trofeul Ela Kovac, primăria, Consiliul Județean, toți factorii implicați. Și nu, acolo fă pe bani. N-ai dat nicio taxă și pe categorie de vârstă. Și dar cu premii. Cu plicul, dădea plicul, medalia și cupa. Înțelegeți? Da. Deci, orășel mic, dar să nu ții Crossul Unirii, mă rog, nu știu. Adică nu sunt bani, nu sunt bani. Cum adică nu sunt bani? Păi nu sunt bani, mare lucru, o medalie și o diplomă. Nu trebuie să-l dea. Constatarea mea este următoarea, știu că dumneavoastră nu o să vă agrenați în afirmația mea, constatarea mea este următoarea. Dom'le, dacă n-ai făcut sport niciodată, nu să-ți placă sportul. N-are cum să-ți placă sportul. Nu e adevărat. Nu e adevărat. Nici 5 secunde rugby în viața. Dar nu-i vorba de... haide să ne înțelegem. Nici 5 secunde. Scuzați-mă că... Dar ați făcut sport, nu? Nu. Niciun fel de sport? Nu așa, în fața... Nu sportul ăla, domnilor. Nu. Haide să vă spun o chestiune. Că apropo de ce se întâmplă acum cu... Eu sunt crescut la țară. Noi la țară făceam sport pe sezoane, domnule. Era sezon, adică iarna jucam fotbal pe gheață sau jucam hockey. Ce însemna să joci hockey? Nu vă povestesc cu patine cu pinioane sau cu ce, le băteam în cuie, doamne, dar jucam hockey, domnule. Ce chestie asta? După aceea jucam, trăgeam cu arcul. Primăvara ce făceam? Făceam concursuri cu arcul, că apărea răchita, făceam arni din răchită, deci aveam niște, jucam după aceea tenis. Jucam tenisul cu ce? Paletă făcută din placaj, domnule, la modul serios. Deci, exact. Și alte, nu mai vorbesc. Pentru că pur și simplu nu te punea nimeni să faci sport. Făceai sport că ieșeam pe bătătură, cum zicea. Acum, la modul serios, toată lumea, când vezi pe copii, toată lumea cu placheta, cum zice, tableta. Celulare, tableta cu telefonul și îmi cer scuze, lucrând în un domeniu care ține de
sănătatea au tot mai mulți părinți care ce fac, domnule, se duc la medicul de familie să ia adeverință scutire medicală la copil. Scutire pentru educație fizică, exact, și sport. Tot mai multe persoane, că sunt atent la anumite aspecte. Păi, dar dacă mergeți la liceul HSC, da? La ore de educație fizică, jumate pe bancă. Mai mult de jumate. A fost la acolo, mai mult de jumate. Da, vă rog să-mi permite să intervin. Domnule. Eu nu sunt atât de critic la adresa generației de adolescenți care există. Știți, noi avem copii la rugby, sunt număr de 14 deocamdată și numărul lor o să crească, care sunt, cum să vă spun, copii dorniți să învețe, copii care își dau seama că din făcând acest sport, practic, ei nu câștigă decât pentru ei în sine, copii care sunt bine crescuți și sunt convins că și în alte sporturi sunt acelea dumneavoastră. Cum să vă spun, și eu am avut această idee, cum că tânăra generație, pentru că fiecare generație care se succede are senzația că cea care vine după ea o să fie apocalipsa, scuzați-mă că spun. Nu, eu nu sunt pentru acolo. Dar vreau să vă spun că există, am întâlnit foarte multe adolescenți și prin prisma faptului că fetița mea e adolescență, care sunt pasionați. Sunt pasionați de la sport până a face informatică, până a face roboți. Deci, cum să vă spun, eu cred că trebuie prin prisma generației care o reprezentăm să fim indulgenți cu această generație, convinși fiind că se vor maturiza la fel cum și cei de dinaintea noastră au fost la rândul lor indulgenți cu noi când am fost adolescenți. Stimate domn, sunt întru totul de acord cu dumneavoastră și subscriu opiniei dumneavoastră. V-aș amenda nițel ceea ce spuneți cu următorul aspect, domnule. Nu am treabă cu tânăra generație, am treabă cu autoritățile, am treabă cu sistemul de învățământ, am treabă cu infrastructura care se pune la dispoziția tinere generație. Aici da, este corect, problema, aici cu asta am treabă. Pentru că eu vă spun, am fost în 1991 în Norvegia cu echipa de fotbal de juniori de la Unirea Alba Iulia, la Norway Cup, zicea competiției, unde în jurul orașului capitalei Oslo s-au omenajat 124 de terenuri de fotbal, domnilor. 124 de terenuri de fotbal la scara 1-1. Gândiți-vă, au participat în jur la 1000 și ceva de echipe de fotbal, de la până la, care erau de la copii până la under 18. Deci doar pentru această competiție? Numai pentru această competiție exista în jurul, sau există, da, că e Norway Cup, Dana Cup, și atunci ne minunăm cu o nație care are 4-5 milioane de locuitori, sau uitați, mergeți în Croația să vedeți. Păi, da, ai echipă de basket în Alba, haideți să vedem câte terenuri de basket sunt în Alba. Ați văzut, în filmele americane, lângă trei blocuri, e un teren de ăla. Iar eu nu pot să nu spun chestia asta, că până la moarte o îi spun. Dom'le, este inadmisibil să ai două terenuri de fotbal în Alba Iulia, din care pe unul să sacrifici ca să faci mol. Dom'le, pentru mine asta este o chestiune de o relevanță și capitală. Unul, altul făcut blocuri. Iar celălalt îmi pare rău că dacă colegii ar găsi, cum îi spune, imaginile, cu ce înseamnă acum stadionul de sus din cetate, depozit pentru pubelele de gunoi. Chiar m-am gândit, domnule, de ce nu duce pubelele și uitați-vă. Cum e posibil? Asta este sfidare la ceea ce înseamnă sport. Domnule, luați pubelele de la, și îmi permit să fac sugestia asta. Există hectare de teren la Galda, așa stă depozitul ăla. Am cer scuze invitaților că fac această divagație. La Galda există depozitul pentru gestionarea deșeurilor, care stă de 2 ani de zile în coadă de pește, tot management la Alba. Să le ia de acolo și să le ducă, domnule, la Galda și să elibereze toată platforma. Este jenant, jenant. Da, dar scuzați-mă că vă întrerup. Să știți și că în administrația, da, la administrația locală mai sunt și oameni care ajută. De pildă pe noi, dacă pot să-i spun numele, domnul viceprimar Gabriel Pleșa, pe noi ne-a ajutat. Și de multe ori m-am întrebat ce interes are acest domn să ne ajute. Pentru că rugby, ce să vă spun, domnul Damian v-a spus care e situația, v-am spus-o și eu. Pur și simplu, eu cred că lucrurile pot merge inclusiv în orașul ăsta și inclusiv la nivelul acestei țări prin oameni care au vocația construcției și pun pasiune în ceea ce fac. Ori dacă nu se pune pasiune în ceea ce se face la modul real, nu vorbesc la mod ideatic acum,
ca să mă înțelegeți. Vă garantez că nu se poate face nimica. Uitați-vă, domnul Damian face naveta din Daia pentru această echipă. Eu sunt istoric, eu scriu cărți, articole, mă duc la conferințe. Eu n-am nicio treabă cu rugby-ul. Pur și simplu fac chestia asta din pasiune și fără să, cum s-a spus aici, fără să-mi iasă nimic. La fel face și domnul. Eu sunt întru totul de acord cu dumneavoastră. Problema este următoarea. Ca să faci performanță, trebuie să lucrezi după niște reguli. Ca să faci performanță și să ai un efect din masă, trebuie să lucrezi instituțional. Nu mi-o luați în nume de rău. Nu vă iau în nume de rău. Înțelegeți? Eu sunt întru totul de acord cu dumneavoastră că există oameni care așa doresc să, și eu doresc să, și mie mi-ar place la modul serios să existe 10 echipe de junior la rugby, să existe, dar eu deocamdată vă spun un lucru, eu de la, am în memorie terenul de rugby de la Timișoara, eu de la Timișoara nu știu dacă am mai văzut undeva plimbându-mă prin țară și terenul de rugby de la Arcul de Triumf, n-am mai prea văzut terenul de rugby. Eu îi fi mulțumit când în Alba îi vedea un teren de rugby cu buturile care stau acolo non-stop. Nu le punem... Știți că a fost așa ceva? Știu că a fost, că m-am gândit că dumneavoastră... Au fost cele mai înalte buturi din România. Domnul meu, ce se face? A venit reforma agrară în România și și-au luat unii teren care aveau pădurea pe la Sohodol și s-au trezit ei că, de fapt, pădurea de la Sohodol avea rădăcinile în autogara din Alba Iulia. Și uite așa, el, pământul de la Sohodol l-a luat în Alba Iulia, că până acolo au ajuns rădăcinile de la fagul din Sohodol. Și uite chestii de genul ăsta. Aici este problema. Eu sunt întru totul de acord cu dumneavoastră. Dar până la urmă, ca să ai... Ai, corect. Mă înțeleg? Deci instituțional, că la momentul ăsta aici, noi n-ar trebui să discutăm, fără să fiu răutăcios. Pentru sport ar trebui să se facă mai mult decât pentru multe alte nebunii. Mai mult pentru, eu știu, fasole cu cârnați, mai mult pentru tot felul. Ar trebui să se facă pentru sport. Asta e părerea mea, pentru că, din punctul meu de vedere, sportul înseamnă sănătate. Clar. Și înseamnă... Vedeți că toată lumea zice că sportul este sănătate, dar orele de educație fizică zero. Adică o oră de educație fizică a unele clase. Și la liceul militar, au fost 3 ore pe urmă, a 9-a, 10-a, 3 ore, a 11-a au început să reducă, numai 2 ore. Cred că a 12-a redupă. Cum adică tu reduci în loc să... Să crești numărul... Cel puțin 3, cel puțin 3. Deci nu, ideea din punctul meu de vedere este că instituțional ar trebui mult mai multă implicare în ceea ce înseamnă, sportul. Foarte, foarte important. Domnul Barbu, ca să vă completez puțin ceea ce a spus dumneavoastră, față de ceea ce a spus dumneavoastră, trebuie să vă spun că noi, la nivel de club, ne confruntăm cu această lipsă de infrastructură, cu această nepăsare din partea unora care ar trebui să fie puțin mai, știu eu. Spunea domnul Marius că avem totuși o minimă sprijinire din partea primăriei locale, insuficient. Ce vreau să spun? Noi deocamdată nu avem un teren, nu avem un vestiar, nu avem absolut nimic. Trebuie să batem pe la porți, pe la uși. Să ne dea voie. Bineînțeles, contracost. Deci rețineți, vă rog. Noi mergem să votăm aleșii neamului, mergem să plătim impozitele, toată lumea care locuim în zonă, dar când e să alergăm pe un teren, trebuie să plătim. Eu un nonsens, nu știu cum să-l numesc. Deci mă duc și votez aleșii primăriei, da? Votez, dau taxe și impozite la primărie, dar când mă duc să alerg pe teren, nu-mi dă voie decât dacă plătesc. Domnule Damian, scuzați-mă de vă completez. O echipă cum e asta de rugby sau din alt sport, nu reprezintă oamenii aceia, nu se reprezintă pe ei, reprezintă orașul în confruntări tocmai cu alte orașe că reprezintă și orașul. Reprezintă universitatea. Deci, lumea asta trebuie să înțeleagă că indiferent dacă o echipă care, mă rog, nu e angrenată la un nivel județean sau care și acolo e altceva, dar dacă e în divizia A sau B sau cum merge domnul Ciocă, nu se reprezintă doar pe sine. El se reprezintă orașul și clubul care îl, la care dânsul e legitimat. Tocmai din cauza asta, asta mi se pare... Tocmai din cauza asta am spus că noi nu avem... Domnilor. Și dacă obținem ceva, nu o să obținem doar pentru noi, personal, pentru noi. Obținem pentru această echipă care, vă citez, reprezintă orașul și municipiul Alba Iulia. Domnul cercetător, din nefericire,
Nu trebuie să priceapă lumea, domnule. Trebuie să priceapă cetățenii pe care, nu cetățenii, cetățeanul pe care lumea îl aleg. Aici este problema. Dar atâta vreme cât acolo la oamenii care, cum să zic eu, trag după ei lumea, să zicem așa, trag după ei orașul, trag după ei... Uite, eu n-am văzut, apropo de ființați de 6 luni de zile, n-am acum un exemplu, dar poate că îmi vine între timp. La modul serios, n-am văzut o inițiativă în Consiliul Local. Băi, fraților, hai să găsim, eu știu, un hectar de teren să-l punem la bătaie pentru Ruibi. Eu n-am auzit pe nimeni să zică... Dar nu pentru Ruibi, pentru că după un program bine stabilit... Domnul Damian, adică... s-ar putea să ceară terenul pentru Ruibi și după aceea să vină să spună, bă, fraților, hai să construim niște blocuri, că să poartă mațățele. Tot la spor mă refer, domnul Barbo, deci nu o speță pentru Ruibi. Un teren de sport, da? Pentru și în care să aibă acces și ruibiștii. Dar eu aș vrea altceva, adică dacă o fi cineva care ne urmărește în seara asta și ne ascultă și, mă rog, conform codului civil, orice locuitor al unei urbe are dreptul să participe la ședințele Consiliului Local. Făcând o cerere către primar sau către cel care conduce ședințele Consiliului Local. Doamne, aș vrea să fie un prim pas. Să ne dea voie să participăm și noi la o ședință de Consiliu. Am voie, avem voie. Aveți voie. Dar eu am trebuie aprobare deci nu de, trebuie. La primar, de la primarul. Nu trebuie. Publice. Domnul Damian, vă spune că nu trebuie. Vă spun, și ușa pe care să intrați, n-are port. Dar ziceți că vreau mesajul să vă care. Deci aș vrea mesajul. Doamne, uite, știind că în ziua de va avea loc o ședință a Consiliului sau o ședință a Consiliului Local, mă rog. O ședință ordinară, da. Ordinară. Să putem participa și noi, să ne spunem acest post. E posibil ca, virgulă, consilierii locali sau cei care sunt la conducerea primăriei să nu știe despre aceste chestii. E posibil să nu știe, să nu fie la curent, că avem o echipă din Alba Iulia de 6 luni înființată și participăm la campionate. Fie ele și de amator deocamdată. În 6 luni, de când te naști, să participi la... E o chestie, e o realizare. Trebuie să mă credeți. Hai să fim și noi invitați acolo să participăm la o ședință de Consiliul Local. Domnilor, uitați ce vrem și noi. Ajutați-ne cu chestia asta. Dați-ne un mic interes. Eu știu că dumneavoastră aveți reședință de vară și reședință permanentă. Domiciliu și reședința. De domiciliu permanent unde-i? La Alba Iulia. La Alba Iulia. Nu trebuie să-mi spuneți. Am convingerea fermă că de fiecare dată v-ați dus la vot. Sunt convins că ați fost și la vot. Și o să mai merg la vot. Nu lăsați-mă să vă spun. Domnule, duceți-vă la unul dintre consilierii pe care acum 3 ani de zile a spus ștampila. Dumneavoastră spuneți, dacă nu știți, îmi spuneți, intrați pe site și vedeți că în căsuța respectivă erau 5 ouă, 7 ouă, 13 ouă. Căutați unul din ouăle respective și duceți-vă la... Domnule, acum 3 ani de zile eu te-am mandatat pe domnia ta, scuzați-mi expresia, în contumacie, că cineva era în psent, acum nu știu care era în contumacie, dumneavoastră atunci sau ei ulterior. V-am votat, faceți, domnule, ceva pentru că, din nefericire, vă spun eu următorul lucru. Trăim în, nu numai, avem numai 2 Românii, avem și 2, scuzați-mă, 2 orașe Alba, UAT-ul contribuabilor și OAT-ul demnitarilor. Deci Unitatea Administrativ Teritorială a Contribuabililor, suntem unii dintre ei, suntem aici la masă și există Unitatea Administrativ Teritorială a Demnitarilor. Înțelegeți? Care noi i-am ales dintre ăștia contribuabili, i-am urcat acolo în acelă și de 3 ani de zile dânsi sunt undeva așa la vreo câțiva kilometri deasupra Alba Iulia, un zbor așa în acela care e purtată de balon și stau bine și mersi și elegant acolo. Nu văd ce se întâmplă jos. Domnul Barbu, vă mai spun nici ceva, nu știu. Mi-am dorit să nu spun, dar totuși îmi iau curaj și vă spun. Nu mai departe, deci nu mă duc la un consilier local, la un viceprimar sau la un primar. N-aveți că primar. Mă duc la un parlamentar care a jucat ani de zile Ruibi cu mine în echipă. Cu tot respectul, e un om deosebit. Și a fost în primii 10 sportivi. Deci avem la nivel de Alba Iulia un parlamentar care a fost coleg de mine, de echipă cu mine ani de zile. Are amnezie, să nu-mi cereți, vă rog, numele. Are amnezie. Să nu-mi cereți numele.
Așa. Îl știu. Mă așteptam foarte mult să se implice la nivel național, la nivel de minister, la nivel local, să vină cu o idee, să vină, să mergem împreună, să batem la ușe, să ne dea voie să intrăm, să intrăm pe ușe, să ieșim pe geam sau în multe chestii. Nu avem, n-am avut, nu avem niciun fel de sprijin. Deci, dacă la nivel un om care a practicat atâția ani de zile cu mine acest sport, nu, nu avem niciun fel de sprijin. Am încercat să-l cooptăm. Nu sunteți singurul sport, dar liniștit, că după cum arată sportul în municipiul Alba Iulia. Deci mă doare, mă doare, pentru că spunea domnul Rotar aici, eu tot ceea ce am făcut și când am practicat acest sport, și acum după 45 de ani, rețineți, au trecut 45 de ani, doamne, parcă a fost ieri, și acum fac totul din plăcere, un cuvânt urât, moca. Știți ce înseamnă cuvântul moca? Adică voluntariat fac. Nu știu oare până când mai ține chestia asta. Oare nu știu zilele noastre când toți aleargă după afaceri, după beneficii, după bani, ia un jucător cu 5 lei și îl vinde cu 10. Noi în Râmbiu local, mă refer la local, noi facem totul voluntariat. Stau și mă întreb până când putem face și până când mergem așa. Că e greu și pentru noi, că avem familie, avem soții care ne cicălesc. Ne mai întreabă, mai stai pe acasă și tu, că ești bătrân. În sfârșit. Dumneavoastră, faceți acum un gen de evangelizare în Râmbiu. Nu fac evangelizare, v-am spus. Eu vă spun cu alte cuvinte ceea ce zice domnul Damian. Când se creează o anumită structură, nu? O echipă de rugby, ca să dau un exemplu, într-un oraș cum e Alba Iulia, practic sunt trei probleme care trebuie rezolvate. Trebuie să aduci copii, să convingi copii să vină la rugby, să aleagă acest sport pe care unii nu știu cu ce să mănâncă, deci nu, cam toți nu știu cu ce să mănâncă la început. Apoi faci o echipă de seniori, să găsești seniori. Noi ne-am încropit ca echipă, știți cum ne-am încropit la nivel de seniori. Am fost la inițial 4-5 jucători și fie jucătorii au adus la rândul lor alții. Am înțeles? Curta, Stefan Andrei, Borz, da. Miclea, ca să vă dau un exemplu, au adus la rândul lor alții. Da, dar al treilea nivel, și aici ceea ce zice domnul Damian are dreptate, trebuie să faci și propagandă. Deci, da, practic, să promovezi. Să promovezi. Și cum promovezi? Acum eu dacă fac, cum să vă spun, 8 luni antrenamente, acum ce e? Cea mai bună propagandă e meciul. Corect. Lumea să vadă, copilul nu pățește nimic. Dacă joacă rugby, ci să dezvolte o altă direcție și că există o echipă. De aceea noi facem și încercăm să motivăm și să existăm din acest punct de vedere, da, pe toți cei care sunt. Uite, eu mă solidarizez cu inițiativa dumneavoastră, că trebuie să vă mărturisesc că chiar dacă fizicul meu nu este de un om care face sport, mie îmi place foarte mult sportul și am făcut sport la viața mea, dar nu genul ăla de sport din pasiune. Inclusiv am jucat clepci. Nu știu cine știe ce e clepciu. Da, în fine. Ideea este următoarea. Pentru ceea ce faceți dumneavoastră există un aspect esențial. Terenul. Cred că aici ar trebui și eu sunt solidar cu dumneavoastră. Poate ne aude și domnul Mircea Trifu, consilier local. O să facem lobby atunci și pe lângă domnul viceprimar. Haideți, domnule, să facem ceva, pentru că ceea ce spuneți dumneavoastră, domnul Rotaru, este obligatoriu să pornească de la a rezolva un teren. Foarte important, ca să știe copiii unde să duc la antrenament. Adică e foarte importantă baza. Deci, acum nu să spun, noi avem terenul unde antrenăm, noi plătim pentru el. E o regulă care e adoptată la nivelul Consiliului Local. Asta e, nu, să știți că numai noi suntem în situația asta. Nu vă închipiți că rugby e o opție. Și ce e la fotbal, plătiți terenul cum plătim și noi. Deci, că normal, că doar nu, ca să angajezi niște agenți de pază de la poliția locală la teren care dorm noaptea și de undeva trebuie să le iei salariile și atunci le iei de la ea care ea fac sport noaptea, sforin, ca să ceilalți să poată fugi ziua. Ceea ce a zis dumneavoastră e absolut adevărat și foarte important. Cea mai mare problemă este lipsa terenului de sport în Alba Iulia. Eu pe asta, să știți că dacă vă dau un exemplu, eu formez o echipă de, nu știu ce sport să spun acum, de, ziceți-mă un sport, domnul Damian. Oină. De oină, bine, oină e un mit. Ăla nu e sport național. Nu, lăsați-l acum, nu dați-l. E un mit că e sport național. Și Alba Iulia este un oraș mart. Pentru mine e un mit. Ok, fac o echipă de oină. Nu sunt scris în nicio federație. Eu dacă mă duc și solicit teren la undeva,
și să vă spune, domnule, dumneata nu există ca echipă. Nu ești domnul meu, deci... Atunci nu s-ar putea să nu primești nici măcar dacă vrei să plătești terenul. Haideți să pricepem un lucru. Să terminăm odată cu chestiunile astea făcute la îndală. Dacă vrei să culegi piersici, ai două soluții. Să te duci la piață sau să cumperi un puiet. Să-l plantezi, să-l îngrijești 3 ani de zile, să ai grijă și să ăla și probabil peste 4 ani. Ai aceeași chestiune. Băi, fraților, vreți să facem sport, avem nevoie de infrastructură. Mai, corect. Dar eu vă spun un lucru, că o să-l repet la infinit până nu se va rezolva problema. A venit în Alba Iulia un arhitect celebru la care i-am dat vreo 30 și ceva de mii de euro ca să ne învețe ce înseamnă urbanismul modern. Construim piste de biciclete în Alba Iulia. Omul ăla a zis în felul următor, o minte înțeleaptă, că până la urmă de asta l-am și chemat. Băi, fraților, ca să învățați pe Alba Iulien să folosească bicicletele, voi trebuie să dați exemplu. Primul lucru pe care trebuie să-l faceți este să desfințați parcarea din fața primăriei, care mai are și porcăriile alea de pripoane ca să nu aștepte domnul primar așa, și parcarea respectivă să o faceți parcare de biciclete. Sau trotinete? Nu știu, eu zic să o faceți de biciclete în primul rând. Faceți-o de biciclete și dumneavoastră, stimați primar, viceprimar, primar cu funcție de viceprimar, viceprimar cu funcție de primar, primar cu funcție de europarlamentar, nu le folosiți bicicleta. Că după ce o să văd și eu că să duc domnii respectiv cu bicicleta, o să mă duc și eu cu bicicleta. Domnul Barbasos, în Olanda. Sau în Danemarca, unde există cultul bicicletei. Domnul meu. Vreau să vă spun că dacă se merge într-un oraș, cum e Alba Iulia, o să vedeți acolo acea parcare de biciclete, în care marea majoritate a bicicletelor într-un asemenea oraș sunt second hand. Lumea, inclusiv în Alba Iulia, când își cumpără bicicleta, devine semn de fățărnicie. Nu știu cum să vă spun. Și aici e o anumită chestiune care ține, adică eu investesc într-o bicicletă, dar nu mi-au second hand, ci mi-au una cu 1200 de euro, ca să vă dau un exemplu. Lumea n-are nici măcar, cum a zis mea, cultul bicicletei. Păi, de la omul simplu până la... și ia bicicletă de fiță, spuneați-mi. Da, sunt de acord cu dumneavoastră, dar cineva trebuie să dea, nu? Cineva trebuie să dea tonul. Semnalul, să dea tonul. Păi cine o să dea tonul? Nu? Cine o să dea tonul? Tonul trebuie să-l dea profesorul de educație fizică, trebuie să-l dea primarul, trebuie să-l dea președintele Consiliului Județean. Nu, pe dacă tu te duci la fotbal în costum și cu cravată, atunci du-te, domnule, la... Face piste de biciclete dacă se parchează mașină pe piste de biciclete. Dar nu discutăm de maniera asta. Și același aspect și cu să facem sport, ne trebuie terenuri obligatorii. Uitați, de ce s-a dus în cap basket? Tu nu știu, întreb și eu. Eu m-am întrebat, nu am asistat, n-am fost implicat, domnule. Câte, eu mi-am pus întrebarea. Hai să numărăm câte coșuri de basket sunt pe raza orașului Alba Iulia. Cred că erau mai puține coșuri decât jucătoare erau în lotul echipei de basket, pardon, nu handball, basket. Hai să vă, domnul Barbu, scuzați-mă. Da. Noi dacă înscriem echipa de rugby în divizia națională de senior, anul viitor în divizia B, Am arăt cum e rugby românesc, la 15 echipe. Da. Știți că acea echipă la nivel de echipe sportive pentru municipiul Alba Iulia va fi cea mai sus poziționată? Pentru că fotbalul e în Liga 3-a sau a 4-a. Nici nu știu. Basketul nu mai există. Deci Alba Iulia în acest moment... Există voleiul, județul Alba. Nu, dar voi vedeți municipiul Alba Iulia. Deci în municipiul Alba Iulia nu există echipă în primele două eșaloane a oricărui sport de echipă în... Vedeți, domnule, la nivel național. Eu dacă aș fi candidat la primărie la modul serios, de dumneavoastră m-aș fi lipit. La modul serios. Păi ce agent de marketing mai teribil la nivel de țară să ai decât o echipă care poți să o scrii anul viitor? La modul serios, sincer. Păi o scriem, domnule Barbu, că ăsta e celul nostru, să știți, noi asta urmărim. Pentru că adevărul este că un sportiv și o echipă de... orice sportiv, că e sport de echipă, face extraordinar de mult lobby pentru o localitate. Foarte mult. Da, foarte mult. La modul serios. Sunt ce scuze. Eu sunt convins că dacă ar fi să comensurăm acum între locul de naștere al lui răposatul Nicolae Ceaușescu și echipa de fotbal Viitorul Scornicești, mai că mă gândesc că mai luați mult... Luați echipele de handball din țările nordice. Da. Orășele da. Care au până Liga Campionilor și până tot felul și de echipe. Și care sunt... Da. Sau luați exemplul Blajului, ca să vezi la vol. Contemporan. Da, ca e aici la câțiva. Da, scuzați-mă, domnul Damian. Da. Vă rog. Nu, continuați, vă rog. Apropo de și prea domnul Rotar, că
bătând la uși să cer ceva, îți reproșează, păi nu pot să-ți dau că nu ești înscris într-o divizie, într-o ligă, într-un clasament, mă rog, superior. Și nu o să-ți dau teren, nu o să-ți dau nimica. Bine, altfel am concluzionat eu, nu citesc pe dânsul. Păi eu cum pot să ajung să mă scriu în divizia națională sau în superligă, dacă nu pot să mă pregătesc, dacă n-am infrastructura de care spuneați dumneavoastră? Deci eu cum pot să ajung să mă scriu în divizia A sau în divizia națională, dacă n-am unde mă pregăti? Doamnă. Dacă n-am teren și așa. Deci, cum a spus dumneavoastră, trebuie un teren la nivel de municipiu Alba Iulia, un teren serios, unde se poate să juca, se poate juca și... Avem terenul Virane și avem destule posibilități. Că eu, la cealaltă emisiune la care am avut cea să viu asta aici în studio, să fiu invitat, amintiți-vă că v-am spus apropo de unele cheltuieli pe care le face, sau le-a făcut, mai bine zis, primăria Alba Iulia. Că le va face din nou, asta nu mai știu. Le face, stați liniște. Cere, aduce aici la o serbare un cântăreț și îi dă 10.000 de euro pentru 40 de minute, că au cântat 5 melodii. S-a făcut în fața Galeriei Naționale, s-a făcut un desen pe Caldarâm, cu creta. Mă rog. Față la Galeria Humanitas. 10.000 de euro, domnul Barba, a costat acel desen, care după 2 săptămâni a fost invadat de iarbă. Deci, domnule, dintr-un foc, dintr-un foc, e și mai în vârstă decât noi. Dar se minunează. Aveți cuvântul meu, sunt la curebă câteva cheltuieli. Dar baza sportivă, constructorul ce e cu ea? Vezi? Sunt întrebări, că merge cu întrebări punctuale, dacă doriți. Da, nu, eu nu mă duc, că nu cunosc extraordinar situația. Stai liniștit. Numai puțin, că dacă dumneavoastră puneți întrebări de genul ăsta, s-ar putea să deranjați, așa că... Eu nu vreau să deranjez, cum să vă spun. Și acum că... Da, spunea domnul Marius că... Domnule, spun cer iertare. Există și această mare, această mare meteahnă a acestei nații. Domnule, mai bine lăsăm să se distrugă cât uite, de exemplu, baza respectivă. Mai bine o lăsăm acolo... Nu e chiar părăsită. Păi nu e chiar părăsită. Ce vorbiți. Știu cine se ocupă de ea. Ok, eu sunt de acord. Acolo am participat și eu la competiții. Tot de acord cu dumneavoastră. Dar ea ar putea să ofere mult mai multe, cum să spun eu, mult mai multă activitate, premizele la altă dezvoltare în toată zona respectivă decât ceea ce se întâmplă acum. De acord? De acord. M-ați înțeles? Nu, numai spunea domnul Rotar că menirea noastră, printre multe altele, este să și facem propaganda acestui sport. Ama trebuie să recunoașteți că noi cam de asta am vrut să venim mai mult și mai mult la noastră emisiune. Da. Ce se întâmplă? Îmi permit eu, poate și dânsul. Îmi permit să fac un pic de anunț, un pic de reclamă, dacă îmi dați voie. Domnul sâmbătă, Șocan, ne-a sărit rândul iară seara asta. Sâmbătă, în 2 noiembrie, să nu greșesc iarăși. La Alba Iulia, începând cu ora 11, are loc un turneu de rugby amatori, în care se vor confrunta atât juniorii noștri și o echipă de juniori de la Sibiu, care ei figurează în campionatul național Andor sub 16 ani. Sub 16 ani, rugby 7. CSS și Oimin Sibiu. Mai avem două echipe, trei echipe invitate de la București, două, GFP București și Arlechinii București. Aceste echipe... Arlechinii ar fi amatorii. Am mai fost eu nu. Nu sunt aceste echipe sunt de amatori și sunt formate din foști ruibiși care, ca și noi, continuă să-și dea de... Și mai avem o echipă de la Mănășturi, de la Cluj, invitată. Deci... Pe această cale... De la Mănășturii participă în divizia națională de senior rugby 7. Rugby 7, senior. Trebuie să mai fac o singură practică. Și unde ți vă spun? Pe terenul 2. Și conceptul ăsta de rugby amatorii, unul care trebuie nuanțat. Nu, cum să vă spun eu, jucător profesionist, dar în același timp nu străin de rugby. Sunt oameni care joacă rugby, care, vă spun și noi la echipă, avem un pilier care e de la Brașov, pentru că în momentul în care am făcut echipa, și ce s-a întâmplat? Un fenomen foarte interesant. S-a făcut un soi de selecționat Ardealului. Între un pic păstrând proporțiile, am forțat. Am înțeles. Avem jucători de la Brașov, avem jucători de la Cluj, am avut jucători frumos de la Târgu Mureș, am avut jucători care vin de la Turda, am avut jucători care au venit de la Deva, pentru că spiritul ăsta, asta e marele avantaj acestui sport.
duce la nivel de disciplinare, disciplinarizare, disciplinare, scuzați-mă, sau de solidaritate care nu îl întâlnești la alte sporturi. Da. Păi, cred că este cel mai sportul cu cei mai mulți în pe teren. Și vreau să continui ce am început, o frază că domnul profesor așteaptă. Eu nu. Deci vreau să continui cu ce am început, da, să fac un apel călduros. În primul rând la toți foștii mei colegi de echipă. Să știe care sunt aceștia. Să vină sâmbătă la ora 11 pe terenul 2 la Unirea, la meci. Fac un apel la toți iubitorii rugby-ului din Alba Iulia și nu numai din Alba Iulia. Să-și rupă o oră, două din acea activitate cotidiană pe care o au, să vină sâmbătă, că au ce vedea, sâmbătă, la ora, 4, la ora 11 la prânz încep meciurile. Până pe la 2:30 o să fie numai rugby. Deci, la final o să vedem lingură de lemn, Totul dacă țineți neapărat, o să fie, mai facem o repriză a treia. O să faceți o repriză. Dar încă ceva. Toate meciurile o să fie de rugby în 7? Nu. Doar juniorii noștri sunt de rugby. În 10. Da. În 7 nu avem, deci în 10. Iar celelalte meciuri de seniori o să fie în 10 și în 15. Am înțeles. Deci nu putem în 15 cu Mănășturul, că ei nu au suficient jucători. Am priceput. Că ei sunt jucători în 10. Deci o să fie rugby în 10 seniori și rugby în 15. Iar la junior under 16 o să fie rugby în 10, care ține 20 de minute un meci. Am înțeles, junior. Am priceput. Mulțumesc că mi-ați dat voie să fac această reclamă. Stimate telespectatoare, stimați telespectatori, domnul Ilie, vedeți poate că sâmbătă dimineața, pe unde alergați de regulă? Eu? Pe Mamut, dumneavoastră, alergați pe Mamut. Pe Valul Ampoiului, pe toate. Nu știu scont de timp. Eu n-am treabă cu terenul. N-ave? Nu? Am teren. Nu aveți dumneavoastră la teren la dispoziție pe rechete. Uitați-vă la mine. La Clubul Unirea, la Clubul Unirea, bun înțeles, la Clubul Unirea, reprezint Clubul Unirea. Da. Nu mi-a dat o ciocolată de 20 de ani. Domnul Zmadea nu v-a dat o ciocolată? Ce Zmadea? Nu Zmadea. Pe timpul lui Zmadea, atunci am intrat și noi veteranii, când noi, veteranii din Alba Iulia, am fost la un moment dat 10. Aduceam 30 de medalii. Noi, veteranii. E foarte important, acum zice master, știți? E foarte important ca cei de vârsta peste 35 de ani veterani. 35, 40, 40. Înțeles. Dă exemplu la ceilalți. Dar la Clubul Unirea, apropo de infrastructură, avem campioane la marș, da? Da. Rădeam, dacă vedeți, sub tribună, îți dă o cămăruțe. E o chiuvetă, dar aia nu curge apă rece. Deci nu curge apă rece. Păi tu să n-ai un duș, o cămăruță pentru fete, să dezbrace fete. Administratorul, a cui e stadionul Unirea? În proprietatea cui? Primărie, parcă. Primăria, numai de pistă, care, vă spun, e numai așa. Deci, plăci care e desfăcute, așa. Domnul Cioca, nu vă mai la modul serios, că serios, mă apuc, deci de la noapte mă duc, plantez duz și mă apuc de creșterea viermilor de mătasă, sincer. Crește foarte la modul serios, că măcar cu viermii de mătasă, dacă comunic, ăia o să producă, măcar știi că ce produc, dejecțiile lor le rezolv, că numai mă enervez, domnule, la modul serios. La modul serios, pentru că noi, cum să spun, ne-am permis, ce să facem? Să remodelăm Parcul Unirii. Adică ce să facem? Să-l rearanjăm la multe? Pe bune, dacă nu, că parcă dacă am avut înainte coafura cu coc și acum vreau să o fac cu codițe, trebuie neapărat că altfel, cum să zic eu, mă pune prim-ministru, suntem bolnavi, înlocuite. De ce n-am făcut, domnule, cu ocazia centenarului, trebuia să fi făcut o bază sportivă din aia grozavă, care se spune baza sportivă centenar, să fi avut teren de basket, de rugby. Făceam sală polivalentă. Nu mai vorbim, vorbim de sală. Domnul cercetător, nu există sală, ce sală polivalentă? Blajul face. Sală unde? Pentru așa cine, domnule? Pentru cine sală polivalentă? Că la noi demnitarii au un singur sport. Este un sport în Scoția, domnule, care se ține în butoaie, nu știu dacă îi spuneți la, cum zice la sportul ăla. Pe bune, ăla e singurul sport. Eu al sport nu știu să facă. Dar mă duc serios. Și atunci... S-a cuscă. Și ce spune Jonathan Swift? Cel care a scris călătorile lui Gulliver despre partide politice.
Zice că e nebunia unora pentru profitul altora. E ca așa și cu sportul, să știți. Dacă sunt convins că dacă domnul Cioca va scoate o generație de atleți foarte buni, orașul se va mândri. Da, dacă echipa asta de rugby va merge, orașul sau cineva o va scoate în față. Tristețea, tristețea este următoarea. Domnule, de ce nu vii să pui umărul acum? Da, acum, nu peste... Nu, vedeți, e ca și, scuzați-mă, cu Simona Halep. De. Apropo, că pot să spun că până la urmă e un fapt notoriu. Domnule, cetățean de onoare, mie chestiile astea mi se par penibile. Iertați-mă, asta e părerea mea. Păi lăsați lucrurile să meargă în nișa lor. Nu, vezi, doamne, doamna primar să duce stadion. Pentru ce, domnule? Unde ai fost, domnule, 20 de ani când părinții ori finanțat, ori... Unde sunteți de un an de zile? Unde sunteți, domnule? Întrebat-o ce mănâncă la și ce faci. La modul serios. Pe bune. Și atunci stați-mă la o parte. Sau haideți de la zero. Dar tristețea mare este că nu se face. Uitați, la nivel local, serios. Festivalul Cârnațului, festivalul Cartaboșului, festivalul... Dar n-am auzit, domnule, ai festival sportiv în fiecare lună. Faceți câte un festival sportiv. Nimic. Serios, nimic. Da, domn Bagu, eu când am fost la Blaj, da. Când am terminat facultatea, nu la Blaj. Profesor. Profesor, antrenor acolo și el. Da. Am avut cele mai mari greutăți. Duminica făceam cross. Adunam din comune, biliard, nu știu ce făceam. Toți, mai ales profesorii, colegii mei, erau împotrivă. Duci duminica așa. Păi nu, eu mă, dar facem crossul, etapa pe municipiu, etapa pe... Acolo în jurul meu. E, acolo am descoperit pe Ana Pădureanu, campioană mondială la 1500, în 1987, și europeană, Angela Boca de la Sren, venea de la Blaj, venea cu... făcea naveta la... Sportul de masă, domnule. Sportul de masă, că altfel nu se poate. Păi de acolo intră pe forma asta. Noi, știți... Dar unde se face sport? Domnul Bar, nu-mi dă de... Fotbaliștii aveau apă caldă. Eu nici să mă spăl nu mă lăsa domnul acolo. Îmi venea să turbez eu. Și eu încă eu la Blaj 78-79 a fost cel mai bun sportiv a județului Alba. Dar nu mi-a dat nimeni o diplomă sau... Nici nu m-a băgat în seamă. Plus că 3 luni de zile n-am luat salariu. Poftim? Domnul Homoșteanu, cine tovarășul? Era domnul Hărjuni, primar. Nu, cine era la județ? A, la județ? Homoșteanu. Homoșteanu. Tovarășul Hărjuni? Era primar la Blaj. Dar să știți că domnul Erger nu s-a implicat la, pe cuvânt. Eu n-aveam unde să stau, stăteam într-un hotel acolo, venea unul noaptea și eu încă făceam performanță. Aia condi, mă spălam cu apă. Nici apă, eu nu știu că la Blaj apa nu e potabilă, 77-78. Nici apa nu era bună acolo. Dar alergam 15-20 de kilometri din... Din ce baterie, domnule? De unde? Da, de unde? Și mâncam și eu ce puteam. Ca... Da, domnul... Damian, poftiți, scoateți ouă pe masă. Am pus acest obiect al muncii noastre aici pe masă. Da. Și dacă l-am pus aici, vreau să-mi dați voie să vă întreb ceva. Știți că la început această minge n-a fost ovală. A fost rotundă. Pentru că Ruibiu a început la un meci de fotbal. Un student pe nume Ruibiu n-a putut să marce un gol, a luat mingea în brațe și a culcat-o în port. Întrebarea mea, prietenească, pe care doresc cu voia dumneavoastră să vă pun. Știți de ce a devenit această minge ovală? De ce a devenit ovală? Păi mă gândesc, după cât ori fi călcat-o în grămadă, n-avea cum să devină... Nu, domnul Barbu. De ce? Prin drăgăstasa-i strângere la piept. Această minge a devenit ovală. Da, interesantă, interesantă. Deci această minge, în momentul în care... Metafora. Te obișnuiești cu ea și o simți și o mângâi și vorbești cu ea și te ascultă acolo unde vrea să meargă și așa, e un lucru deosebit, să știți. Deci prin drăgăstoasa ai strângere la piept, această minge a devenit ovală. Având în vedere metafora pe care domnul Damian ne-a lăsat-o pentru timpul de după emisiune, stimate telespectatoare, stimați telespectatori, cei care simțiți cu această dragoste pentru o minge ovală, sâmbătă dimineața la ora 11 vă așteaptă stimații domni la terenul 2 de la stadionul Unirea, ca să vedem ce înseamnă un sport jucat de
barbari, un sport de gentleman jucat de barbari. Haideți să mergem să fim alături de aristocrații invers. Din Alba. Vă rog, completați. Un sport de barbari practicat de gentleman. În ce scuze? O seară bună, la revedere. Vă mulțumesc. Mulțumim și noi foarte mult de invitație. O seară bună. Vă mulțumim.